Ai dorit vreodată să mergi la o tabără unde te-ai putea antrena să obții beneficii maxime de protecție contra cancerului din alimentele consumate? Ce părere ai avea dacă ți-ar spune că există o modalitate să-ți întărești sistemul de protecție a organismului cu ajutorul produselor alimentare? În filmulețul de astăzi vom vedea lista din 13 alimente superbe cu efect anticancer pe care ar trebui să le incluzi neapărat în nutriția ta. Vom descoperi împreună dovezile științifice din spatele beneficiilor acestor produse alimentare. Ascultă de papilele tale gustative, deoarece astăzi nu vom vorbi doar despre o alimentație sănătoasă, ci și despre faptul că fiecare gură contează în lupta contra cancerului. Hai să începem! Brocoliul. Nu este doar o legumă verde obișnuită. Brocoliul este un supererou silențios din alimentația noastră. Sub verdeața lui creață și simplă se ascunde o armă secretă și anume sulforafanul. Se consideră că această substanță aduce beneficii puternice în contextul luptei organismului uman contra cancerului. Da, ai auzit bine. Acest compus puternic din plante, care este prezent în abundență în componența legumelor crucifere, asemenea brocoliului, a demonstrat pe parcursul studiilor de laborator un anumit potențial promițător anticancer. Imaginează-ți că în cadrul unui anumit studiu pe eprubete a fost demonstrat că sulforafanul reduce mărimea și numărul de celule de cancer de sân cu tocmai 75%. Trei pătrimi din aceste celule vicioase dispar și dovezile nu se limitează la studii pe eprubete. Eficiența sulforafanului a fost demonstrată și în cadrul studiilor pe animale. Când șoarecii cu cancerul de prostată erau tratați cu sulforafan, dimensiunile celulelor canceroase s-au redus și volumul tumorii s-a micșorat cu peste 50%. Îți vine să crezi așa ceva? Adăugarea brocoliului în nutriția ta de câteva ori pe săptămână pare a fi un pas inteligent și delicios pentru sănătate. Boboasele. Hai să vedem știința care stă în spatele beneficiilor boboaselor. Categoria respectivă de produse conține în abundență fibre alimentare. Diferite cercetări științifice declară că un consum înalt de fibre alimentare poate fi un viteaz în armură strălucitoare care te poate proteja contra dezvoltării cancerului colorectal. În cadrul unei cercetări științifice care a implicat participarea 1905 persoane, fiecare persoană având un istoric de cancer colorectal a fost demonstrat că persoanele care și-au majorat cantitatea consumată de bomboane uscate și preparate termic și-au micșorat probabilitatea de a avea recidive ale tumorilor sale. Însă asta nu este totul. În cadrul unui alt studiu pe animale, hrănirea șobolanilor cu anumite boboase și inducerea ulterioară a cancerului de colon a cauzat blocarea dezvoltării celulelor canceroase cu tocmai 75%. Da, ai auzit corect, cu 75%. Dacă ești un amator al alimentelor respective, aceasta reprezintă o veste bună pentru tine. Consumul al câtorva porții de boboase în fiecare săptămână îți poate majora cantitatea consumată de fibre alimentare, micșorând riscul tău de dezvoltare a cancerului. Morcovii. Indiferent de faptul dacă mă crezi sau nu pe cuvânt, câteva cercetări științifice au demonstrat legătura consumului unei cantități mai mari de morcovi cu riscul micșorat de dezvoltare a anumitor tipuri de cancer. A fost efectuată o analiză a 5 studii diferite și în cadrul acesteia, oamenii de știință au ajuns la concluzia că consumul morcovilor poate micșora riscul de a dezvolta cancer de stomac cu tocmai 26%. Aceasta este mai mult decât o pătrime. Mai mult decât atât, în cadrul unei alte cercetări științifice, a fost demonstrat că bărbații care au inclus o cantitate mai mare de morcovi în alimentația lor aveau o probabilitate cu 18% mai scăzută de a dezvolta cancer de prostată. Este o dezvăluire crocantă, nu-i așa? De ce să nu introduci în alimentația ta mai multe astfel de miracole portocalii? Poți servi drept o gustare minunată sau drept o garnitură delicioasă. Câteva mese cu morcov pe săptămână pot elimina câteva riscuri de dezvoltare a cancerului. Fructele de pădure. Fructele de pădure conțin în abundență antocianine, acești pigmenți fiind responsabili nu doar de culoarea lor vibrantă, ci și având proprietăți antioxidante. Substanțele respective, de asemenea, pot juca un rol în micșorarea riscului de dezvoltare a cancerului. Este intrigant, nu-i așa? În cadrul unei cercetări științifice, 25 de participanți cu cancer colorectal au administrat extract de afine timp de 7 zile. În consecință, creșterea celulelor canceroase a scăzut cu 7%. Deci, o porție de fructe de pădure în fiecare zi nu doar poate ține medicul departe de tine, ci și poate împiedica dezvoltarea celulelor canceroase. Dacă adaugi la nutriția ta o porție sau două de aceste fructe de pădure, bogate în antioxidanți, aceasta ar putea împiedica dezvoltarea cancerului. Scorțișoara. Scorțișoara este recunoscută datorită abilității sale de a micșora nivelul de glucoză din sânge și de a ameliora inflamația în organism. Dar cercetările recente au început să descopere un alt strat extraordinar al beneficiilor scorțișoarei. Studiile pe probete și studiile cu implicarea animalelor ne oferă anumite rezultate curioase. Un asemenea studiu a descoperit că extractul de scorțișoară limitează răspândirea celulelor canceroase și chiar induce moartea acestora. Și în cazul de față, beneficiile scorțișoarei nu se limitează la extractul acesteia. Uleiul esențial de scorțișoară de asemenea a demonstrat proprietăți formidabile. În cadrul unui alt studiu pe probete a fost descoperit că acest ulei aromat a suprimat creșterea celulelor cancerului de cap
cap și gât și a redus considerabil mărimea tumorii. Se pare că presărarea cu jumătate sau cu o linguriță de scorțișoară a bucatelor tale zilnice poate nu doar să adauge o altă nuanță de aromă, ci și să-ți ofere anumite beneficii în contextul prevenirii dezvoltării cancerului. Și hai să nu uităm despre beneficiile suplimentare ale scorțișoarei, precum micșorarea nivelului de glucoză din sânge și ameliorarea inflamației. Nucile. Cercetările sugerează că consumul regulat al nucilor poate avea legătură cu un risc micșorat de dezvoltare anumitor tipuri de cancer. Îți vine să crezi? În cadrul unui studiu care examina regimurile alimentare ale 19.386 de persoane, a fost demonstrat că persoanele care consumau cantități mai mari de nuci aveau un risc mai scăzut de moarte din cauza cancerului. În cadrul unei alte cercetări științifice care a monitorizat starea de sănătate a 30.708 participanți timp de până la 30 de ani, a fost observat că acele persoane care erau amatoare de nuci aveau un risc mai redus de a dezvolta cancer colorectal, pancreatic și chiar cancer endometrial. Aceste concluzii științifice sugerează că adăugarea unei porții de nuci la nutriția ta zilnică poate fi un simplu pas în contextul reducerii riscului tău de a dezvolta cancer în viitor. Tomatele. Licopenul este o substanță care intră în componența tomatelor și este responsabilă de culoarea roșie fermecătoare a acestora. Însă, pe lângă frumusețea estetică, substanța respectivă de asemenea posede potențiale proprietăți anticancer. Licopenul luptă cel mai eficient împotriva unui tip specific de cancer și anume împotriva cancerului de prostată. Dacă e să intrăm în lumea cercetărilor științifice în acest context, câteva studii au descoperit că consumul în cantități majorate al tomatelor și al licopenului din componența lor poate micșora riscul de dezvoltare a cancerului de prostată. O revizuire comprehensivă a 17 studii a mers dincolo de această descoperire. A demonstrat că consumul unei cantități mai mari de tomate crude, tomate preparate și al licopenului însuși, toate acestea au fost asociate cu un risc micșorat de dezvoltare a cancerului de prostată. Un studiu specific cu implicarea peste 47.000 de persoane a fost concentrat asupra sosului de tomate și a descoperit o corelație fantastică. Consumul cantităților mai mari ale sosului de tomate a fost asociat cu un risc micșorat de dezvoltare a cancerului de prostată. Cred că e o idee bună să faci din tomate o parte componentă stabilă a alimentației tale zilnice. Dacă adaugi una sau două porții de tomate la tartinele tale, la salate, la sosuri sau la paste, ai putea avea potențiale beneficii pentru sănătatea prostatei tale. Citricele. Când viața îți oferă lămâi, posibil că îți va face o favoare în contextul luptei contra cancerului. Același lucru poate fi spus și despre lămâi verzi, grapefruituri sau portocale. Citricele și-au făcut un renume în cadrul câtorva studii care le-au cercetat pentru potențialul lor de a micșora riscul de dezvoltare a cancerului. Hai să stoarcem sucul cunoștințelor în această ordine de idei. În cadrul unui studiu extensiv a fost demonstrat că participanții care consumau mai multe citrice aveau un risc mai scăzut de a dezvolta cancere ale tractului digestiv și ale tractului respirator de sus. Dacă ne aprofundăm în lumea citricelor, o revizuire a nouă studii a descoperit că persoanele care consumau mai multe citrice aveau un risc mai redus de dezvoltarea cancerului pancreatic. Trebuie să-ți placă acești protectori acidulați ai sănătății tale? Iată o idee fructuoasă. Dacă incluzi în alimentația ta câte o porție de citrice de câteva ori pe săptămână, îți poți micșora riscul de a dezvolta anumite tipuri de cancer. Turmericul. Turmericul este comoara de aur a raftului tău de condimente. În cazul de față, nu este vorba doar despre o culoare frumoasă. Acest condiment posedă o mulțime de proprietăți benefice pentru sănătate. Curcumina este substanța activă din componența turmericului. Este un soldat puternic cu proprietăți antiinflamatoare, antioxidante și, da, ai ghicit corect, chiar cu proprietăți anticancer. Un studiu fascinant a observat impactul curcuminei asupra 44 de pacienți cu leziuni precanceroase în colon. După doar 30 de zile de administrare zilnică a câte 4 grame de curcumină, numărul leziunilor a scăzut cu 40%. Este un impact puternic, nu-i așa? În cadrul testelor pe eprobete a fost demonstrat că curcumina scade răspândirea celulelor de cancer de colon, vizând o enzimă specifică asociată cu creșterea celulelor canceroase. Ce cantitate de această pudră magică ar trebui să încorporezi în alimentația ta? Cel puțin jumătate sau 3 lingurițe de turmeric măcinat în fiecare zi poate fi un start bun. Presară bucatele tale cu turmeric pentru un imbold suplimentar. Combină turmericul cu piperul negru pentru a îmbunătăți absorpția curcuminei. Semințele de in. Câteva cercetări științifice extraordinare sugerează că semințele de in nu doar pot contribui la micșorarea vitezei de creștere a celulelor canceroase, ci și pot induce moartea acestora. Spre exemplu, în cadrul unui studiu, 32 de femei cu cancer de sân primeau zilnic timp de o lună o coptură cu semințe de in sau un placebo. Pare a fi ceva bun, nu-i așa? Rezultatele studiului sunt și mai apetisante. Spre sfârșitul cercetării respective, femeile care mâncau copturi cu semințe de in au înregistrat un nivel scăzut de anumite marcare care măsoară creșterea tumorii. De asemenea, în cazul acestor femei se observă o majorare a morții celulelor canceroase. Și beneficiile semințelor de in nu se opresc aici. În cadrul unei alte cercetări științifice care implica participarea 161 de bărbați cu cancer de prostată,
a fost demonstrat că tratamentul cu semințe de in micșorează viteza creșterii și răspândirii celulelor canceroase. Dacă te gândești să introduci semințe de in în regimul tău alimentar, încearcă să consumi în fiecare zi câte o lingură de semințe măcinate de in. Adaugă semințe de in la smoothie-uri, presare cu ele, iaurtul sau cerealele tale, ori le poți pune în copturile tale preferate. Nu doar vei adăuga aromă de nuci și o textură crocantă la bucatele tale, ci și vei face o favoare și organismului tău. Uleiul de măsline. Câteva studii au început să dezvăluie legătura între un consum majorat al uleiului de măsline și un risc redus de dezvoltare a anumitor tipuri de cancer. Este fascinant, nu-i așa? Îți voi împărtăși anumite fapte științifice în acest context. O revizuire substanțială a 19 studii a descoperit ceva curios. Persoanele care consumau cantități mai mari de ulei din măsline aveau un risc mai scăzut de dezvoltare a cancerului de sân și a cancerelor de sistem digestiv decât persoanele care consumau cantități mai mici. Ce zici de înlocuirea altor uleiuri vegetale din alimentația ta cu uleiul de măsline? Îl poți adăuga în salate și peste legumele preparate sau îl poți folosi în marinatele tale pentru carne sau pește. Este o schimbare mică, dar poate contribui la îmbunătățirea stării tale generale de sănătate. Usturoiul. Proprietățile potențiale anticancer ale usturoiului se datorează alicinei. Această substanță remarcabilă și-a demonstrat în cadrul câtorva studii pe eprubete puterea în distrugerea celulelor canceroase. Dar hai să ieșim din laborator și să aruncăm o privire asupra populațiilor largi de oameni. Conform rezultatelor multor cercetări științifice, persoanele care consumă usturoi în mod regulat par să aibă un risc mai scăzut de dezvoltarea anumitor tipuri de cancer. În cadrul unui alt studiu a fost demonstrat că usturoiul este un potențial aliat și în sănătatea masculină. La acest studiu au luat parte 471 de bărbați și a fost demonstrat că consumul usturoiului în cantități înalte este asociat cu un risc redus de dezvoltare a cancerului de prostată. Studiile respective sugerează că includerea în alimentația ta zilnică a unei cantități de doar 2-5 grame de usturoi proaspăt îți poate oferi toate beneficiile usturoiului pentru sănătate. Peștele gras. Nu este doar alimentul central delicios din dieta mediteraneană, nu este doar o scuză pentru a savura sushi într-o seară de vineri. Peștele gras de asemenea poate fi aliatul tău în lupta contra cancerului. Numeroasele cercetări științifice indică faptul că consumul câtorva porții de pește gras în fiecare săptămână îți poate micșora riscul de dezvoltare a cancerului. Un studiu de amploare a descoperit că consumul peștelui în cantități înalte este asociat cu un risc mai scăzut de dezvoltare a cancerelor tractului digestiv. Hai să înțelegem mai îndeaproape ce face peștele, în special peștele gras, precum somonul, macroul și hamsiile, să fie atât de benefic. Aceste delicii din lumea subacvatică reprezintă surse bogate de substanțe nutritive esențiale, precum vitamina D și acizii grași omega-3. Dacă vrei să obții aceste potențiale beneficii pentru sănătate, încearcă să consumi câte 2 porții de pește gras în fiecare săptămână. Astfel vei obține o cantitate generoasă atât de vitamina D cât și de acizi grași omega-3.